s-a făcut voia lui Donald Trump, decizia de ultimă oră a Senatului SUA. Comisia de politică externă a Senatului SUA a aprobat luni numirea lui Mike Pompeo ca secretar de stat, informează Reuters. Pompeo, încă director al CIA, Central Intelligence Agency, Serviciul de spionaj american, a fost desemnat de presubliniere-dintele Donald Trump ca succesor al lui Rex Tillerson la conducerea Departamentului de Stat, dar aprobarea comisiei, o etapă obligatorie pentru preluarea funcției, nu era asigurat. Senatorul republican Rand Paul anuncase ce va vota împotriv. Însă în cele din urmă s-a răzgândit, menționează Reuters, conform Ager Press. Numirea lui Pompeo urmează să fie confirmat de plenul Senatului, probabil săptămâna aceasta. Până la instalarea sa, secretarul de stat adjunct John Sullivan asigură conducerea interimară a diplomației americane.